The broadcast is now starting. Bună dimineața, all attendees bine are v-am in listen găsit only la mode. Daily Briefing. Ne pregătim pentru o zi interesantă de tranzacționare, o serie de evenimente care au loc astăzi aduc în piețe, cred, destul de multă energie. Suntem pregătiți pentru o zi de tranzacționare în principal sub imperiul datelor din Statele Unite, nu sunt puține, dar aceste date au fost precedate de o serie de date ieri și ar trebui să tragem o concluzie a ceea ce s-a întâmplat ieri, pentru că am văzut în ultimele zile un avans al dolarului american, care ieri la ora 2:30, ora României, a cam fost subminat de datele publicate, în primul și în primul rând de retail sales, valorile publicate atât pentru core cât și pentru indicator sunt în linia așteptărilor sau mai bune, însă valorile revizuite au contrabalansat foarte mult aceste publicări, să spunem, ușor pozitive. Totodată, inflația la producători, PPI, a venit în scădere, ceea ce nu dă o notă bună pentru așteptările de inflație pentru Statele Unite. Acestea fiind spuse, nu trebuie să uităm nici celelalte date care au venit ieri din Statele Unite după 12. Business inventories, o valoare ușor negativă pentru dolar, și Housing Market Index și el ușor în scădere. Da? Deci, concluzia publicărilor de ieri după amiază au fost că avansul dolarului ar putea fi subminat, mai ales că astăzi încă o serie de date vin să, înaintea ședinței FOMC, să taie elanul dolarului american. Tot ieri, indicele GDT din Noua Zeelandă a venit mult în scădere și a pus din nou presiune pe dolarul australian și pe dolarul neozeelandez, dar și pe cel australian, presiunea negativă pe care am văzut-o și în grafice. Însă din Noua Zeelandă, current account mai bun poate a adus un motiv de stagnare a acestei scăderi pe termen scurt. Bun, acestea fiind spuse, ziua de astăzi a început cu un indice din Australia. În ușoară scădere, dar valoarea anterioară a fost revizuită pozitiv de la 0 la 0,1. Acest indice, leading index, este un indice compozit. Majoritatea indicilor luați în considerare sunt deja publicați anterior. Din această cauză nu are un impact foarte mare. Însă, per total, valoarea lui negativă, ca valoarea acestui indice ar trebui să ne dea o direcție a economiei, fiind ușor negativă, aruncă și ea o umbră peste potențialul de creștere economică. Bun, cam acestea ar fi cele mai importante date. Am văzut și o creștere a producției cu 1,5 milioane de barili în Statele Unite, mai puțin de jumătate decât estimările. Aceste date au fost publicate de API, American Petroleum Institute. Rămâne de văzut publicarea de astăzi a EIA, da? Energy Information Administration,
unde se așteaptă o scădere la 2,9 milioane de barili. Rămâne de văzut pentru petrolul WTI dacă aceste valori se validează sau avem surprize. Haideți să ne pregătim pentru ce urmează. Așa cum spuneam, o zi foarte interesantă astăzi, o serie de date în perspectiva mea negative pentru dolar care au frâna dolarul, avansul dolarului american. Astăzi, pe lângă datele din Canada, manufacturing sales, care sunt așteptate în scădere, și celelalte date din Canada, mă refer la foreign security purchases. La 2:30 avem un mix de date, în primul rând, din UK, din Anglia, annual budget, bugetul anual. Trebuie să vedem această publicare. Este interesantă, mai ales că la 11:30 avem un mix de indicatori care ar putea să ne ducă mai departe pe mișcarea descendentă pe liră. Deși avem câștigurile medii estimate a fi în creștere, însă acest indicator abia luna trecută a venit în linie cu așteptările, dar mai slab decât în lunile anterioare. Da, acest indicator a avut o evoluție per total descendentă față de așteptări și s-ar putea ca să continue această publicare. Cererile de șomaj din UK vin și ele așteptate în scădere. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla. Ar putea să dea o notă pozitivă, o publicare mai mică decât 8.000, minus 8.000 așteptat. 8.800. Trendul pare a fi pozitiv în ultimele luni. Să sperăm că acest lucru se întâmplă. Lira a încasat 3 zile de scădere destul de dureroase. Da, am văzut-o testând ieri 1,41, sau de fapt apropiindu-se de 1,41, astăzi a testat acest suport, când acum 3 zile era la 1,44. O scădere, zic eu, destul de convingătoare. Oricum, tehnic am văzut acolo și o perspectivă de evoluție, de continuare a evoluției descendente și pentru moment rămân partizan acelei premize. Bun, acestea ar fi publicările care urmează pentru lire la 11:30. Mai departe însă, așa cum spuneam, ziua este sub imperiul datelor din Statele Unite și avem o serie de date așteptate la 2:30, atât din piața din sectorul imobiliar, cât și date de inflație. Evident, toată lumea este îndreptată cu ochii spre conferința de presă FOMC dedisată de la 8:30, pentru că în principiu nu se așteaptă nicio schimbare. Am văzut opiniile a câtorva bănci, nimic spectaculos pentru rata de dobândă, însă ceva perspective mai hawkish pentru următoarea perioadă. Evident, se așteaptă confirmarea datelor din economie. Am văzut o piața muncii care dă semne pozitive. Trebuie să însă, ca pe lângă piața muncii, să avem și celelalte
sectoare, aducând același aflux pozitiv de energie. Însă, unul dintre motivele pentru care poți să ridici o rată de dobândă este inflația, iar inflația depinde de sau este afectată de prețul mărfurilor, așa că în continuare atenția rămâne îndreptată către petrol. Da, și astăzi la 4 jumătate avem stocurile de petrol. Așa cum menționam, 2,9 milioane de barili așteptat. Rămâne de văzut dacă această valoare va fi depășită pozitiv sau negativ. Mai departe însă trebuie să fim atenți, zic eu, pe cele mai importante publicări. Inflația la consumatori așteptată în scădere, ceea ce nu arată bine pentru moment. Totuși s-ar putea să fim ușor surprins. Core în ușoară scădere, 0,2 față de 0,3 publicarea anterioară și minus 0,2 față de 0 așteptat pentru indicator. Ok, rămâne de văzut dacă putem să avem o surpriză pozitivă. Istoria publicărilor nu este concludentă pentru Core, nici pentru indicator în sine. Am văzut mai multe publicări în linie cu așteptările, așa că o surpriză de acolo nu ar avea șanse să apară, statistic vorbind, pe ultimele 6 luni. Însă, dacă valorile rămân cele așteptate, nu este un imbold pentru Fed a schimba ratele de dobândă. Oricum, nu se prea așteaptă acest lucru astăzi, însă, din nou, suntem în perioada surprizelor, da? Nu uităm de Noua Zeelandă, nu uităm de BCE. Bun, din sectorul imobiliar, date mai bune sau din perspectiva construcțiilor începute în februarie, 1,15 milioane față de 110 milioane valoarea anterioară. Așteptările sunt un pic mai mari. Numărul de aprobări pentru construcții noi așteptat undeva la 1,20 de milioane. Și piața imobiliară. Da, sectorul imobiliar contează mult, orice schimbări semnificative acolo aduc din nou umbre negative peste economia americană, așa că trebuie să fim atenți și la aceste publicări. Alte date care urmează celor de la 2,5, 3 și un sfert, rata de utilizare așteptată ușor în scădere, nu un indicator bun pentru industrie, și producția industrială și așteptată în scădere la minus 0,2 față de 0,9 luna trecută, deloc o perspectivă bună. Așa că aș fi atent la acest cumul de publicări din Statele Unite, chiar sincer mai atent decât la 8, pentru că deja am văzut niște date care nu prea arată pozitiv pentru economia americană. Dar la 8 se așteaptă la 8 și jumătate în conferința de presă să vedem comentarii pe baza publicărilor de la 8, a ratei de dobândă,
declarații în sine, FOMC, și de văzut reacția pieței la ce concluzii se vor trage în baza acestor publicări. La noapte, înainte de miezul nopții cu 5 minute, cu 15 minute, GDP pentru Noua Zeelandă în scădere, nu foarte mult, dar așteptările sunt în scădere față de 0,9. S-ar putea ca presiunea descendentă să continue pe această pereche. Bun. În imediata apropiere sunt publicările de pe liră. Haideți să fim atenți la cum se poziționează lira în acest moment. Așa cum spuneam, a bifat 1,41 descendent și se pare că vrea să respingă din acest nivel, a găsit o oarecare zonă de suport. Având în vedere că avem un mix de date, s-ar putea ca reacția să nu fie foarte amplă, dar totuși am putea vedea pe termen scurt o testare a lui 1,42, 1,41,96, mai ales că suntem după o serie de 3 zile de scădere în care lira a pierdut binișor în fața dolarului american. Totuși, depășirea lui, invalidarea acestui Morning Star, deși nu e un Morning Star foarte foarte frumos, da? Vedem umbra superioară a lumânării de acum o oră, este mare, corpul ei nu este totuși unul foarte mare, însă tehnica acoperă jumătatea lumânării negre care a început formațiunea. Ar putea da acest semnal tehnic corelat cu datele publicate la 11:30 un mic avans lirei, poate pentru a testa acest 1,42, însă evident la 2:30 vor intra în piață datele din Statele Unite și s-ar putea să vedem dacă avem surpriză pozitivă acolo, o continuare a deprecierii lirei sterline în fața dolarului. Mai departe, EURUSD. Sper că ați urmărit minutul de AT. Avem un triunghi care se strânge în jurul lui EURUSD. Un triunghi descendent. Cred că e deja foarte vizibil. Nu mai sunt multe de spus. Ne aflăm într-o zonă de 38,2 retragere din toată această creștere datorată lui Draghi. Să 2:30 poate să ne arunce pe o direcție. Date negative din Statele Unite, foarte surprinzătoare, ar putea da startul unei evoluții în afara triunghiului. Lucru care ar fi, din perspectiva mea, de așteptat. Da? Deja am bifat 4 atingeri ale acestei zone de suport. Am văzut luptă pe linia superioară a triunghiului, un break peste această linie de rezistență a triunghiului descendent ar putea propulsa EURUSD din nou către un 1,12. Minutul de AT îl găsiți pe site-ul tradebit.ro. Da? Toți clienții care au conturi reale, da? Pot accesa această zonă și pe site-ul XTB, evident, îl găsiți în partea din dreapta a
site-ului. Două secunde să deschidem, dacă tot ați menționat. Acest aspect. Bun. Linkul către minutul de AT este pe site-ul unde sunt aceste știri de piață publicate. Da? Bun. Să ne întoarcem la piețe. Așa cum spuneam, pe EURUSD văd multe atingeri pe acest suport. S-ar putea să vedem o explozie ascendentă. 38.2 rezistă din această creștere și mă refer la un 1 10.67. Deja, sau de fapt și de drept, nu am văzut o coborâre sub 1 10.50. Asta îmi dă o perspectivă că există energie pentru a testa din nou 1.11 și poate chiar mai departe. Însă ținta pe termen scurt a unei mișcări ascendente o văd undeva către 1.11.25. O depășire a acestui nivel poate face reală o testare a lui 1.12. Bun, am început cu Forex-ul, haideți să mergem mai departe. AUD/USD s-a stabilizat undeva în zona lui 0.7440, a testat acest suport, momentan își caută energie pentru a continua ascendent sau sub imperiul datelor de la ora 2, m-aș aștepta să văd un breakdown mai degrabă. La cum arată această poziționare. Rămâne de văzut, aș prinde în această mișcare laterală AUD/USD până nu văd un break up or down, n-aș putea presupune o altă evoluție, însă dacă mă uit pe daily, ce este pentru mine interesant, aș fi atent la publicările de la două, pentru că iată ce se întâmplă. În trei candle-uri a fost acoperit acest candle de breakup. Da, asta ar aduce, din experiența mea tehnic vorbind, un potențial ascendent pentru grafic. Da? Însă nu prea poate să vină fără știri care să da energie pe o direcție, da? Așa că aș aștepta două și jumătate ca să văd această ieșire din această mișcare. Bun, corectă observația, dacă triunghiul descendent nu sparge în mod normal în jos, triunghiul descendent piața sparge un triunghi descendent în ce direcție vrea ea. Evoluția pe direcția ascendentă într-un triunghi descendent este de obicei mai greoaie pentru că există multe nivele de rezistență, niveluri de rezistență care pot opune forțe contrare direcției ascendente. Evident, în cazul unui breakdown, deja atunci triunghiul descendent va proiecta o țintă destul de serioasă. Da? N-am putea gândi la această țintă la momentul break-ului. Însă, așa cum spuneam, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Așa cum se conturează datele la acest moment din perspectiva așteptărilor, pentru mine sunt negative pentru dolar. Și m-aș aștepta la o evoluție ascendentă, dar evident nu sunt niciodată nu sunt partizan neapărat unui scenariu pe care l-am anticipat atâta timp cât nu am o confirmare.
așteptăm confirmarea. Un breakdown, un breakup. Nu este nicio nu este nicio grabă, da? Nu putem anticipa direcția pieței fără niște elemente. În plus, dacă vă uitați pentru acest triunghi descendent, există o linie de pe care am punctat-o aici. Această linie de suport a mișcării ascendente exclude acest spike, da, de joi pe ședința BCE. Această linie de suport a mișcării ascendente pe care triunghiul vine să o întâlnească. E clar că a acumulat suficientă presiune și la orice, la orice declanșator va pleca pe o direcție. M-aș aștepta din această premisă să văd și o respingere din această zonă unde este posibil intersecția cu această linie de suport ascendent. Bun, haideți să apucăm să trecem prin toate instrumentele. AUD, USD, în range pentru moment, aștept să văd o evoluție peste 0.7482 pentru o premiză ascendentă, un break sub 0.7440 îl aduce în postura de a continua o mișcare descendentă. NZD în fața dolarului american a găsit și el motive să înfrâneze, așa cum spuneam, deși GDT a venit mult mai slab decât așteptările, asta înseamnă o destule probleme pentru Noua Zeelandă din perspectiva prețului, în principal a prețului laptelui. Totuși se apropie către de 0,6550, deja vedem umbre inferioare care apar, care par să frâneze această mișcare. Asta pentru mine ar însemna un soft landing pe acest suport, eventual dacă datele sunt nefavorabile dolarului, o reacție ascendentă din acest suport. Rămâne de văzut dacă acest lucru se întâmplă. Pe intervalul de o oră deja vedem un prim maxim în creștere față de maximul local anterior, așa că pare-se că parașuta a fost deschisă pentru această pereche și, așa cum spuneam, s-ar putea să vedem un soft landing pe acea zonă de suport, dacă nu chiar mai devreme o reacție ascendentă. Bun, USD CAD a întors. Cred că Westpac făcea o recomandare de poziționare long pentru această pereche și a creat un suport după evoluția de ieri în această zonă, undeva la 1.3345. S-ar putea ca mișcarea ascendentă să continue, să mai ales din nou motorul pot fi datele de la 2.5 către acest 1.34 și mai departe, în funcție de cât de proaste sunt datele sau cât de bune sunt pentru dolar, s-ar putea să vedem chiar o ușoară depășire a acestui nivel de rezistență. 1.3345, haideți să fim un pic mai generoși. 1.3339 l-aș lua ca nivel de suport pentru perioada imediat următoare. Aș fi atent către această posibilitate de a testa 1.34 și un eventual break-up al acestei perechi. De văzut o comparație. Întotdeauna este bine să urmărim mișcarea curentă dacă este cumva cea mai mare corecție din trendul pe care îl putem identifica.
Deci ea este cea mai mare corecție ascendentă aceasta, care se desfășoară în aceste zile pe USD CAD, așa că aș fi atent la potențialul ei ascendent, s-ar putea să continue. Bun. USD Yen pare să corecteze ascendent evoluția de ieri și el este așteptat să și el așteaptă probabil datele din Statele Unite, unde yenul poate să funcționeze ca activ de refugiu, da, ca safe haven, în caz că datele nu arată foarte bine pentru Statele Unite. Tehnic nu putem decât să ne uităm, zic eu, către un 114, generic vorbind, în acea zonă să avem o oprire. Pe partea cealaltă, un 112,50 rămâne suportul în următoarea perioadă. Bun. Indicii au deschis pozitiv astăzi. DAX l-am văzut urcând către 10.000 din nou. Vrea mai sus, evident, probabil și corelat cu indicii americani. Și Dow Jones și Nasdaq sunt pe val, sunt lângă maximele setate în ultimele zile, 4.369, pentru Nasdaq. Dow Jones și el chiar a reușit să arunce o umbră peste maximul setat acum câteva zile, da? Bun, a aruncat o umbră care s-a finalizat cu un dark cloud cover, o formațiune care a tăiat elanul, tehnic vorbind, mișcării ascendente, însă a revenit și este destul de aproape de acest maxim. Ar trebui să vedem sub imperiul datelor de la 2,5. Inflația va conta pentru acest indicator, ca și, pardon, indice, ca și pentru toți ceilalți indici americani. S-ar putea să găsească energie pozitivă dacă datele de inflație sunt mai bune. Altfel, mă gândesc că vom avea doar un rally până la 8,5 în jurul acestui nivel de maxim. Nikkei a deschis și el cu un gap ascendent, însă din perspectiva mea tehnică este sub influența acestui bearish engulfing puternic, aș spune, în perspectiva mea. Evident, depășirea acestei formațiuni ascendente va da un potențial serios Nikkei-ului să urce mai sus, însă până atunci îl văd din nou respins către 16.400, unde s-ar putea să continue o mișcare de range mai degrabă. Și vedetele piețelor financiare sunt cele două instrumente care fac referință la petrol, WTI și Brentul. Recuperează temporar WTI, la fel și Brentul. Date pentru WTI, așa cum am spus, de la API și astăzi de la AIA, da? Așteptările sunt în scădere, ceea ce ar putea propulsa, da? Prețul WTI-ului. Pentru Brent, 14 aprilie pare a fi o dată setată pentru o întâlnire în Qatar pentru producătorii din Orientul Mijlociu.
Însă, opiniile privind la înghețarea producției de petrol la nivelul actual nu aduc premize bune. Da, este o supraproducție care, chiar dacă s-ar îngheța la nivelul din ianuarie pentru Rusia, Arabia Saudită și Iranul, chit că produce doar 3 milioane de barili și ar vrea 4, tot este o supraproducție acolo. Așa că nu prea există potențial de absorpție al acestei supraproducții. Rămâne de văzut dacă discuțiile care se preconizează a se desfășura pe 14 aprilie vor aduce ceva pozitiv în tot acest context pentru Brent. Însă, până una alta, probabil că atât cât va continua, să spunem, zona gri a discuțiilor, nu prea avem motive să vedem creșteri pe petrol. Tehnic, uitându-mă din nou, 36 rămâne reperul descendent, un suport la 39 pentru Brent. De văzut dacă ceva se schimbă, dacă petrolul va reacționa la datele publicate pentru dolar. Oricum, Brentul alături de WTI ar trebui să reacționeze totuși la aceste date. Până una alta, WTI a depășit o linie de suport, de rezistență a acestei mișcări descendente și ar fi interesant de văzut dacă reușește să continue peste 37, un pic mai sus aș spune că este rezistența 37 45. Da, oricum m-aș uita la această zonă ca o zonă țintă pentru mișcarea curentă ascendentă și de văzut o reacție acolo. Dacă vom avea o respingere sau dacă vom avea o continuare a acestei mișcări descendente. Dacă prețul ajunge acolo, am putea avea desenat inverted head and shoulders și tehnic ar putea exista potențial pentru reluarea mișcării ascendente. Până una alta, punctăm din perspectiva tehnică un higher high, așa că depășirea lui ar crea unul nou, ar putea crea o schimbare de trend pe termen scurt, da? Și ne-am putea uita la direcția ascendentă cu destul de multă încredere. Aurul se consolidează într-o zonă de 13 dolari, undeva între 1225 și 1238, o mișcare laterală care acumulează energie, poate chiar în virtutea ședinței FOMC, declanșa o continuare a unei mișcări descendente, dar rămâne de văzut care va fi reacția.
până una alta aș puncta pentru aur o mișcare laterală și aș aștepta la limită, la cele două limite, o reacție, fie un break-up, fie un breakdown. Până una alta, 1225 rezistă un suport convingător, însă presiunea descendentă este. Deja avem un minim în scădere față de minimul de pe 10, așa că aș fi atent la acest potențial descendent. Bun. Au venit datele de pe liră. Un mix de date care, iată, nu dau bun, care nu dau energie pozitivă lirei. Deși Average Earnings este în creștere, ne uităm la numărul de cereri de șomaj, o valoare revizuită pentru luna anterioară, consistent. Aceste surprize de revizuire tind să atârnă mult în balanță. Da, chiar surprizele pozitive față de așteptări sunt uneori surclasate de aceste revizuiri, pentru că nu mai dau consistență publicărilor de la momentul curent. Așa că aceste date trebuiesc urmărite. Rata șomajului a rămas în linia așteptărilor. Piața, așa cum vedeți, a reacționat deloc pozitiv pentru lira. Cred că 1,41 este sub asediu. Bun, acestea fiind spuse, nu pot decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată în această dimineață. Nu uitați că toate opiniile exprimate sunt opinii personale, nu pot fi considerate recomandări de cumpărare, de vânzare sau de păstrare a unui instrument financiar. Mulțumesc încă o dată, rămâne să ne auzim la următorul Daily Briefing.